Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom vorbi despre probleme care se rezolvă prin metoda grafică și ne vom opri la cele în care se cunoaște suma sau diferența și câtul numerelor. Pentru aceasta, să nu uităm pașii pe care trebuie să-i urmăm în rezolvarea unei probleme. Vom începe cu analiza enunțului. Analiza conținutului, stabilirea planului de rezolvare redactarea planului de rezolvare și verificarea răspunsului. Să citim o problemă de acest gen. În doi saci sunt 161 kg de făină. După ce s-au consumat din primul sac 26 de kg, iar din al doilea 47 de kg, în primul sac a rămas o cantitate de 3 ori mai mare decât în al doilea. Câte kilograme de făină au fost la început în fiecare sac? Vom analiza enunțul organizând datele în tabel. Începem cu ce știm în problemă. Știm câte kilograme de făină au fost în total. Știm cât s-a luat din fiecare sac și știm că în primul sac este o cantitate de 3 ori mai mare decât în al doilea sac. Ce trebuie să aflăm? Kilogramele de făină din primul sac și kilogramele de făină din al doilea sac. Operațiile la care ne gândim sunt: de adunare, kilogramele din primul sac plus kilogramele din al doilea sac ne dau 161 de kilograme. Ne gândim la operația de scădere, deoarece din fiecare sac se ia o cantitate de făină, și la operația de înmulțire, deoarece primul sac este de 3 ori mai mare decât al doilea sac. La rezolvare, începem cu desenul. Pentru primul sac vom desena 3 segmente egale și un segment ce reprezintă kilogramele care s-au luat. Pentru al doilea sac vom desena un segment egal cu cele 3 și încă un segment ce reprezintă cât s-a luat din el. Ca să aflăm cât reprezintă cele 4 segmente egale, trebuie să scădem kilogramele care s-au luat din totalul de kilograme. Și observăm că în saci au rămas 88 de kilograme. Aceste 88 de kilograme, dacă ne uităm cu atenție la desen, reprezintă cele 4 segmente egale. Putem să aflăm cât este un segment. Împărțim 88 la 4 și vom obține 22 de kilograme. Acum aflăm câte kilograme sunt în al doilea sac. Adunăm cele 22 de kilograme cât reprezintă un segment cu cele 47 de kilograme câte s-au luat și obținem cantitatea de făină care a fost la început în sac. Câte kilograme sunt în primul sac? Înmulțim cu 3 cele 22 de kilograme, deoarece avem 3 segmente egale, și le adunăm cu cele 26 de kilograme câte s-au luat din primul sac și vom obține cantitatea de făină care a fost la început în primul sac. Să ne verificăm. Dacă adunăm cele 92 de kilograme din primul sac cu cele 69 de kilograme din al doilea sac, ne dă 161 de kilograme, la fel cum ne-a spus problema la început. Deci, am lucrat corect. Putem să trecem răspunsul. Să citim cu atenție următoarea problemă. O carte, un pix și un stilou costă împreună 560 de lei. O carte costă cât 2 stilouri, iar 3 pixuri costă cât un stilou. Cât costă fiecare obiect?
Încercați să organizați singur datele problemei în tabel, apoi verificați-vă datele cu cele trecute de mine în tabel. Așa ați obținut? Să trecem la rezolvare. Vom începe cu desenul. Vom desena pentru pix un segment. Pentru stilou, trei segmente egale, deoarece un stilou costă cât 3 pixuri. Iar pentru carte, vom desena 6 segmente egale, deoarece cartea costă cât 2 stilouri. În total, avem 10 segmente egale. Acum, putem afla cât costă pixul. Apoi, cât costă stiloul? Și la final, cât costă cartea? Ne verificăm și vedem că am lucrat corect. Notăm răspunsul problemei. Citește cu atenție următoarea problemă și organizează datele problemei în tabel. Dă stop, lucrează și apoi verifică-te. La rezolvare, începem cu desenul. Vom desena pentru primul număr 7 segmente egale și un rest. Pentru al doilea număr, vom desena un segment egal cu cele 7. În total, știm că dau 110. Deci avem 8 segmente egale și un rest egal cu 6. Dă stop și încearcă să rezolvi singur. Apoi, verifică-te să vezi dacă ai lucrat corect. Ia să vedem cum rezolvăm următoarea problemă. Suma a două numere este 840. O treime din al doilea număr este egală cu o cincime din primul număr. Află diferența numerelor. Să analizăm enunțul. Ce ne spune problema? Problema ne spune suma numerelor și ne mai spune că o treime este egal cu o cincime. Ce trebuie să aflăm? Diferența numerelor, pe care o putem nota A minus B. Ia să ne gândim despre ce operații este vorba în această problemă. Prima dată este vorba despre suma numerelor. A plus B egal cu 840. Ne mai spune problema despre o treime. Asta înseamnă a treia parte dintr-un număr, adică acel număr a fost împărțit la 3. Și o cincime dintr-un număr, adică a cincea parte din număr, înseamnă că l-am împărțit la 5. Încercați să faceți singur desenul și rezolvarea și apoi verificați-vă. Sper să ajungeți la același rezultat ca și mine. Spor la rezolvarea problemelor.